Bine v-am regăsit, Berbec. Poate fi o zi în care să simți destul de clar felul în care pulsează viața și în care să poți să te miști în ritmul ei fără să te plângi sau să obosești. Taur, astăzi ți-ai putea dezvălui mari rezerve de afecțiune și disponibilitate sufletească. Poți fi imaginativ, deși nu ești pândit de riscul introvertirii, de riscul de a te închide într-o lume proprie. Gemeni, sunt posibile astăzi în familie discuții tensionate, interminabile, în jurul unor afaceri nefinalizate cu succes, căci nimeni nu-și asumă o decizie proastă asupra bugetului sau o cheltuială mai imprudentă. Rac, e de așteptat ca astăzi să ai o dispoziție bună, cordială, să te arăți prietenos și degajat față de anturaj, disponibil la conversație și anecdote. Leu, ți s-ar putea aduce astăzi acuze serioase, cum că nu știi să te treci în plan secund, că nu știi să dai întâietate dorințelor persoanei iubite. Poate fi vorba și de o fază de monotonie intervenită în viața de cuplu. Fecioară, atenție, poate fi o zi în care să te angajezi în războaie absurde, să acționezi fără vreun gând sau urmă de rațiune. Ai, se pare, la dispoziție mult zel și energie neconsumată și neîmblânzită. Cu detalii despre următoarele șase zodii revin imediat.